10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bună ziua, dragilor! Sunt Mirela Copariu și nu vă invit să urmăriți jurnalul Campus TV și nici o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. Vă invit astăzi să fiți alături de noi la o nouă ediție a unei emisiuni în care avem invitați oameni cu care am colaborat de-a lungul timpului și cu care sunt sigură că vom colabora și de acum înainte. Ne știți pe noi, reporterii și echipa Campus TV, de mai bine de 12 ani. V-am dovedit profesionalismul nostru, ați putut vedea și emoțiile noastre atunci când situația a fost de așa natură. Suntem buni și vrem să vă demonstrăm că putem fi și mai buni. Așadar, cu o forță care vine din dorința de a fi cei mai buni, începem astăzi un maraton. Un maraton în care vom avea alături de noi autoritățile orașului, prietenii noștri ai campusului și oamenii dragi nouă. Vineri seară, într-o ediție specială, Campus TV s-a relansat într-un studio cu decoruri noi, unice pe plan local. Revenirea în forță cu noua imagine, dar cu aceiași jurnaliști dedicați, s-a făcut alături de comandanții structurilor de forță din județ. Nu pot decât să vă spun mult succes în noua formulă și în noua locație. Vă mulțumim foarte mult. Aș vrea să știu eu, pentru că an de zile ați fost alături de noi și ați venit în emisiunile noastre și ne-ați susținut din toate punctele de vedere, care sunt amintirile pe care le aveți în relație cu Campus TV și cu Radio Campus, de ce nu? Mi-a venit în minte în timp ce discutați mai devreme, nu știu dacă ține neapărat de poezie, dar ține exact de ceea ce simt eu acum, un cadru nou, dar emoții vechi. Vechi de, cred că încă de la început, dacă a spus dumneavoastră 12 ani, cred că de la acel moment sunt în colaborare cu dumneavoastră. Până să vă spun succes, eu vă spun mulțumesc din partea polițiștilor buzoieni, din partea oamenilor care au legătură cu munca noastră. Ne-ați oferit întotdeauna un prilej de a ne putea adresa comunității. Și nu în ultimul rând, aș îndrăzni să spun rara avis pe vremurile astea, ne-ați oferit obiectivitate și corectitudine și pentru asta aveți toată stima mea. Șeful UPUS Murd și cel al educației buzoiene au fost prezenți în noul platou, unde s-a discutat despre efectele pandemiei asupra sistemului sanitar și învățământului. Emoțiile au căpătat amploare în momentul în care prin telefon a intervenit colegul nostru, Corneliu Floriceanu, aflat acasă după o experiență grea cauzată de infectarea cu COVID. Au trecut multe săptămâni. Cum a fost lupta asta, domnule Floriceanu? Este o boală parșivă și neiertătoare. Feriți-vă cu toții de... Nu vreau să vă povestesc prin ce am trecut. Încă sunt dependent de oxigen. Ne bucurăm să te auzim, să te vedem, pentru că avem aici o fotografie cu tine. Și aș vrea să te rog foarte, foarte scurt, pentru că timpul ne presează, să le spui telespectatorilor noștri, pentru că e și situația de așa natură, să le spui telespectatorilor noștri ce înseamnă pentru tine campus în condițiile în care ai fi putut, bine mersi, să te retragi la Monteoru în liniștea stațiunii, dar tu preferi să vii în fiecare zi la muncă. Ce să vă spun? Campusul este chiar a doua viața mea, pe lângă cea de familie. N-aș putea crezi să stau mult timp de parte de campus, de comunitate, să le spun buzoienilor ce se întâmplă în oraș, în administrație, în cultură. Ne dor. În studioul Campus TV au mai fost prezente două dintre cele trei femei din mini-parlamentul județean, ambele profesoare la Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret. Dați-mi voie să vă mânez în primul rând o diplomă de excelență pentru promovarea cu obiectivitate și profesionalism a valorilor învățământului pedagogic buzoian. Eu am venit aici și în calitate de fapt m-ați invitat și în calitate de reprezentant al școlii. Și știu că de fiecare dată, o să pun diploma și dacă vreți să o țineți dumneavoastră, da, să se observe. Cred că ați surprins acel firesc și în același timp acel neobișnuit al evenimentului. Și pentru asta vă felicit că ați făcut parte și în acel moment din viața noastră ca instituție
Cu mare drag, doamna director. Și vă încurajăm să continuați și cu alte instituții, pentru că fiecare instituție, ca și pedagogicul, ca și HDU, da, și sunt cele tehnologice care și ele fac anumite activități la fel de interesante și sunt convinsă că în timpul dumneavoastră veți acorda, pe lângă sănătate care este importantă, turism, educației și pe toate ciclurile de învățământ. În cadrul emisiunii ne-a fost alături prin telefon și preotul Mihail Milea. Toți oamenii sunt minunați, să știți. Vă mulțumim din suflet și vă iubim tare mult. Toți oamenii sunt flori lui Dumnezeu. Așa este, așa este. Mă bucur de emisiunea dumneavoastră, de echipa dumneavoastră, de cei care vă urmăresc acum și vă ascultă. Ce mai faceți? Cum vă simțiți? Cum sunteți? Așa este. Da, și să fim mai buni acum, mai iertători și înțelegătorii cu alții. Și să ne bucurăm, asta ne lipsește nouă astăzi, românilor. Nu mai avem încredere în Dumnezeu, nu mai avem bucurie, suntem prea speriați, prea fricoși, dar și e vremea să ne bucurăm, să știți, da? Să ne bucurăm de Dumnezeu. Președintele clubului din Crân, Cristian Ceaușel, a fost provocat să dezvăluie cum s-a răzgândit atât de repede primarul Toma după ce a luat decizia desființării echipei de fotbal. Domnul Ceaușel, ce l-a făcut pe onor edilul șef să se răzgândească cu privire la ce a spus. Faptul că au venit, haide să o spunem pe aia dreaptă, au sunat telefoanele, au vrăit telefoanele și a spus, stai domnule, că poate drege în caimacul cumva. Dacă întoarcem puțin timpul, o să vedeți că domnul primar a fost contactat a doua zi pe data de 19 și a dat o declarație în care a spus cei din conducerea clubului au avut o serie de contacte. Urmează să mă întorc, era întâlniri oficiale la București, nu am detalii să vă dau, vi le voi da în momentul în care mă voi întoarce și voi vorbi cu cei din conducerea clubului. În momentul în care s-a întors, i-am pus pe masă variantele și scenariile care au apărut, e foarte adevărat, în 24 de ore. Actual vicepreședinte la Consiliul Județean, Adrian Petre, și-a adus aminte de perioada în care a fost manager al trustului Campus Media, alături de noul nostru coleg Adrian Bâscă, responsabil cu relansarea ziarului Viața Buzăului. Ați spus mai devreme că mă simt ca acasă, bineînțeles, tot timpul sunt acasă aici la Campus TV, pentru că împreună, fără Adi, cu Andrei, cu tine și cu restul colegilor, am făcut echipă la nivelul anilor 2011-2012, după aceasta eu am ales calea politică, calea administrativă, am dus director la Centrul Județean de Cultură și Artă, apoi am ajuns vicepreședinte de Consiliul Județean. Viața Buzăului vreau să redevină ce a fost, cum sună și reclama pe care o difuzăm noi pe TV, pe radio. Vreau să facem un ziar de dezvăluiri. Lipsesc la Buzău dezvăluirile, afară de săiturețele astea care au apărut ca ciupercile după ploaie și o să dispară la fel. Vreau să facem un ziar de dezvăluiri, un ziar de investigații serios, care să aibă credibilitate și să fie căutat la puținele chioșcuri care au mai rămas. Bineînțeles, o să avem și un site pe internet unde buzoianul poate citi. Cât despre emisiune, emisiunea e un pic mai atipică, ce am gândit eu să fac, pentru că va fi Viața Buzăului fără perdea. În sensul, și o spunem lăutărește, dacă un om e prost, o să-i spun prost, nu o să-i spun e mai puțin deștept. Dacă e hoț, nu o să-i spun că și-a însușit foloase necuvenite. O să-i spun că e hoț și o să și demonstrez aceste lucruri. Nu puteau lipsi din ediția specială o parte dintre artiștii care ne-au fost alături de ani buni. Nemuritorii au lansat un videoclip în cadrul emisiunii de vineri seară, când amintirile au fost depănate cu Manuel Iordache, noul director al Radio Campus, radio pentru care se pregătește la rândul marea relansare. Mi-am lăsat aminte. Cine e prietenul meu? Cine e prietenul tău? Radio Campus, Radio Campus Buzău. Da, acum îmi aduc aminte, da, țin minte. Și erai mai mic atât. Nu scap, te rog frumos să mă vedeți interviu cu cei trei deosebiți invitați din această seară. Da, îmi ținut foarte mult ca trupa Nemuritorii să fie prezent în seara asta aici la relansarea noastră, pentru că Nemuritorii sunt un brand pentru județul nostru, pentru orașul nostru. Este o mândrie pentru noi buzoienii să-i avem. Și trupa Nemuritorii reprezintă cu foarte multă seriozitate și profesionalism peste tot în lume, că sunt cunoscuți și peste hotare. Constantine, Constantine, dar ar norocul pe
tine. Numai lucru ai uitat, că ai lăsat-o mândră în sat, măi, că ai lăsat-o mândră în sat. Alexandra Vasile, realizatoarea emisiunii pentru tineret Toate Mințile Sus, a moderat o ediție aparte în care au fost invitați jurnalistul Petre Titi, cel care în 2009 a pus bazele Campus TV cu sprijinul noii echipe, directorul Muzeului Județean Daniel Costache și noul manager al trustului Campus Media, fostul prefect de Buzău, George Sava. Bună seara, mă bucur că sunt în continuare alături de voi pe acest drum nou, unde urmează să descoperim împreună multe lucruri noi și multe surprize și să ne dezvoltăm în continuare împreună, așa cum am făcut și până acum, pentru că până la urmă am crescut timp de 3 ani de zile aproape alături de voi aici la campus. Și așa cum îți spuneam de fiecare dată, îmi doresc foarte tare să rămâi alături de noi, pentru că obișnuim să adunăm oameni de calitate în jurul nostru și tu ai dovedit cu vârf și îndesat că ești un om de calitate. Puterea de muncă există. Dacă e voință, atunci când faci ceea ce trebuie, cum trebuie, îl faci din suflet, din inimă, atunci nu există o oboseală, niciodată. Îi mulțumesc maestrului Petre Titi. Într-adevăr, sunt sigur că am foarte multe de învățat în continuare în acest domeniu, care pentru mine este o provocare. Am intrat cu sufletul într-un astfel de proiect. Am găsit într-adevăr o echipă care, în ciuda tuturor greutăților, au reușit să mențină pe o anumită linie de plutire și să aducă la nivelul buzoienilor o informație cu adevărat reală. Nu au făcut partipriuri, nu au scăzut gradul de acoperire a știrilor în tot județul și au dat dovadă de profesionalism, chiar dacă lucrurile nu au fost atât de ușoare nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere tehnic. Într-adevăr, am găsit o echipă aici și aș putea spune că de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr au înțeles că de fapt eu cu ceilalți colaboratori cu care am venit aici respectiv, cu Manuel Iordache și cu încă alți colegi, am sudat, zic eu, deja în astea două săptămâni o echipă. Am ascultat și am văzut ce s-a făcut până acum, le-am spus colegilor cam ce vreau de acum încolo să se întâmple, deja am creonat, ca să spunem, telespectatorilor noștri, atât grila pentru radio, dar și noua grilă pentru televiziune, pregătindu-ne la acest moment, și este o chestiune pe care trebuie să o spun în premieră și trebuie să o știe telespectatorii noștri, pentru următorul salt, acela de a deveni un trust de presă, radio și televiziune regional. Un tânăr artist de data aceasta, Claudia Colniceanu, a ținut să ne adreseze câteva cuvinte cu ocazia relansării Campus TV. Întotdeauna m-am simțit foarte bine și am început să-mi spun povestea acum ceva timp în urmă. Eram în gimnaziu, cred, când am venit prima dată la emisiunea dumneavoastră, doamna Mirela, și vă mulțumesc mult dumneavoastră, dar și Campus TV, fiindcă ați avut încredere în mine, în potențialul meu, și asta a contat enorm. Și iată că ai dovedit că meriți încrederea noastră. Am muncit, așa cum spunea și invitatul dumneavoastră, și rezultatele m-au ajutat să mă bucur și mai mult de acest drum muzical pe care l-am ales. Ultima parte a emisiunii a fost dedicată întregii echipe de la Campus Media, fie că vorbim despre cei pe care îi vedeți în fiecare zi la televizor, fie despre cei care sunt în spatele camerelor de filmat. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit în această seară. Sper că ați rezistat alături de noi în fața micilor ecrane. Vă asigurăm că de luni o să fie multe surprize în continuare. Emisiunile cu care v-ați obișnuit vor continua, dar vor fi și alți colegi, vor fi oameni noi care vă vor aduce, evident, și informații noi. Vă mulțumim mult și sperăm să rămâneți în continuare la Campus TV.